Doamnelor, domnilor, bun găsit la Prima News. Este ora 12 și suntem împreună pentru 3 ore de acum înainte. Începem cu titlurile orei. Sărbători cu bani pentru pensionari. Ministerul Muncii anunță că banii pentru plata pensiilor au fost virați integral către Poșta Română. S-au făcut 3 tranșe de plăți încă de săptămâna trecută. Le mulțumim pe această cale partenerilor noștri din Compania Națională Poșta Română pentru faptul că s-au mobilizat astfel încât banii să ajungă înainte de sărbători la beneficiari, a declarat ministrul Muncii și Solidarității Sociale Simona Bucura Oprescu. Exodul medicilor continuă chiar și după creșterea veniturilor acestora. Mai mult de jumătate dintre medicii rezidenți vor să plece din țară, iar motivul nu sunt neapărat banii, ci condițiile de muncă. Nu au aparatura necesară, iar în spitalele regionale nu își pot desfășura activitatea așa cum o fac în marile centre universitare. De aceea posturile din spitale, din orașele mici, nu se ocupă și nimeni nu vrea să meargă acolo. Tot problema posturilor, după terminarea rezidențiatului, fac pe unii să plece către vest, unde nevoia de medici este extrem de mare, a afirmat Daniel Coriu, președintele Colegiului Medicilor la Prima News. Profitul net al OMV Petrom a scăzut cu 6% în primul trimestru la 1,39 miliarde lei, de la 1,48 miliarde lei în primul trimestru din anul 2023. Veniturile din vânzări au fost mai mici cu 10% la 8,5 miliarde lei, de la 9,4 miliarde lei, arată raportul transmis Bursei de Valori București. Președintele Klaus Iohannis a avut discuții cu prim-ministrul Canadei, Justin Trudeau. Am avut astăzi o discuție substanțială cu prim-ministrul Canadei, în care ne-am concentrat pe dezvoltarea în continuare a relațiilor noastre bilaterale dinamice și a acțiunilor comune ca aliați NATO, a transmis președintele Klaus Iohannis pe platforma X. Resturile unei rachete care au aterizat în orașul ucrainean Kharkov pe 2 ianuarie proveneau de la o rachetă balistică nord-coreană, au declarat luni observatorii care monitorizează respectarea sancțiunilor ONU într-un raport adresat unui comitet al Consiliului de Securitate. Cele 7 bănci europene de top care au rămas în Rusia au raportat un profit combinat de peste 3 miliarde de euro în 2023, arată o analiză a Financial Times preluată de profit.ro. Suma este de 3 ori mai mare decât în 2021, băncile au sporit de 4 ori și contribuția la bugetul Kremlinului prin taxele achitate. Creșterea profitabilității a făcut ca băncile vest-europene să plătească taxe de aproximativ 800 de milioane de euro, în creștere față de 200 de milioane de euro în 2021. Suma care s-a adăugat contribuțiilor creditorilor americani rămași activi în Rusia, cum ar fi Citigroup și JPM Morgan, arată analiza citată. OpenAI a lansat Memory, o facilitate prin care ChatGPT Plus poate reține anumite lucruri de la un chat la altul. Utilizatorii pot pur și simplu să-i spună chatbotului când și ce să țină minte în acest fel. ChatGPT își va aminti punctual doar lucrurile pe care a fost instruit să le rețină. Continuăm cu sport. Bayern, Real Madrid dau startul semifinalelor din Champions League. Duelul va fi astăzi de la ora 22 în direct la Prima Sport 1. Mergem la premierul Marcel Ciolacu, care face declarații în acest moment. Da, premierul Marcel Ciolacu face declarații înaintea ședinței. Uriaș în domeniul IT și putem face din inteligența artificială un suport al modernizării statului român. Avem și două proiecte majore în domeniul sportului, prin care onorăm doi mari sportivi ai țării. Și aș dori pe această cale să-i mulțumesc lui Gică Popescu, cu care m-am sfătuit în această privință. Primul este stadionul ce poartă numele marului nostru fotbalist Gheorghe Hagi, la Constanța. Este un proiect de aproape 100 de milioane de euro,
18.000 de locuri. Al doilea stadion este numit Nicolae Dobrin, în cinstea acestui fotbalist român de excepție. Stadionul din Pitești va costa circa 75 de milioane de euro și va avea 15.200 de locuri. În fine, vreau să anunț că guvernul a început aplicarea noii legi privind interzicerea păcănelilor în localitățile cu mai puțin de 15.000 de locuitori. Toți cei care nu-și mută urgent aparatele rămân fără licență conform unui anunț transmis deja de Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc. Nu va exista nicio întârziere. Vrem să curățăm rapid de păcănele 90% din localitățile țării, urmând să facem regulile pentru cele 10% rămase în acest moment. Deoarece este ultima ședință de guvern, înaintea mini-vacanței de 1 mai și de Paște, le urez tuturor românilor să aibă zile frumoase și liniștite alături de cei dragi. Vă mulțumesc! Susținute de premierul Marcel Ciolacu la începutul ședinței de guvern, cum spunea și domnia sa, ultima ședință de guvern înaintea mini-vacanței de 1 mai și de Paște, pentru că mulți fac punte între 1 mai, liberul de 1 mai și vacanța de Paște. Luăm o scurtă pauză și ne întoarcem la dezbateri. Bun, și întrebarea au afișat-o colegii pe ecran. Reprezintă alegerile pentru primăria capitalei o rampă pentru prezidențiale? Probabil intuiți subiectul din prima ora dezbaterilor. Discutăm despre sondaje, despre primăria capitalei, despre cum se poziționează un candidat sau altul. Luăm o scurtă pauză, ne întoarcem. Da, am revenit în direct, doamnelor, domnilor, și după tot acel ping-pong de săptămânile trecute cu candidații, lupta pentru primăria capitalei pare să fi intrat în linie dreaptă. Sebastian Burduja, candidatul PNL, și-a prezentat ieri planul pentru București, în timp ce contracandidata de la PSD, Gabriela Firea, bineînțeles, se bate pe acea felie de electorat cu Cristian Popescu Piedone. Declarații interesante vin însă de la actualul edil al capitalei, de la Nicu Șordan, care spune că nu ar avea de ce să se lupte și că nu-l va ataca pe Sebastian Burduja în campania electorală și că se va concentra mai mult pe zona de stânga, și a identificat Nicu Șordan și candidatul de stânga pe care se va concentra mai mult, respectiv pe Cristian Popescu Piedone, și spune că și-ar dori, ca în cazul în care obține un nou mandat, să se poată baza pe Partidul Național Liberal, astfel încât să formeze o majoritate în Consiliu. Vă prezint invitații de la această oră. Daniel Fenechiu, din partea Partidului Național Liberal. Mulțumesc că ați acceptat invitația. Cu drag, ca întotdeauna. Din partea Partidului Social Democrat, Lavrin Covaci, mulțumesc de asemenea că ați acceptat invitația. Bună ziua și mulțumesc pentru invitație. Cum vedeți, domnule Fenechiu, promisiunea asta făcută de Nicu Șordan că nu-l va ataca pe Sebastian Burduja în campania electorală? Pare că spune printre altele, așa, dacă citim printre rânduri, că nu reprezintă chiar un atac la adresa sa. Acum, bine, dacă ne uităm la pozele de moment, la sondajele de opinie, domnul Burduja e cumva pe locul 4. În momentul în care există 4 candidați importanți, relevanți, dintre care 2 sunt intrați în luptă în urmă cu o săptămână, iar cei 2 sunt fostul primar general al capitalei și reprezentantul PSD-ului, care avea un anumit tip de electorat structurat din mandatul precedent, și respectiv Sebastian Burduja, care vine la primărie în contextul în care acum 4 ani de zile PNL-ul nu a avut un candidat propriu, și pe lângă faptul că este un candidat tânăr și un om de valoare și de perspectivă, are și responsabilitatea să poată să jaloneze electoratul PNL în competiția de dreapta între domnia sa și Nicu Șordan,
Nicușor Dan a ales o soluție de a se adresa bucureștenilor la nivelul: domnule, eu nu o să mă bat cu Burdujea, pentru că viitorul va fi tot o guvernare de dreapta în București. Ăsta este mesajul subliminal, destul de insidios, pe care îl transmite Nicușor Dan. Sebastian Burduja a declarat foarte clar că în competiția electorală sunt patru candidați principali, patru candidați cu șanse, dintre care trei reprezintă trecutul. Piedone e primar și e în politica locală de 20 de ani, Nicușor Dan vine cu mandat, Gabriela Firea a avut un mandat de primar general al Capitalei în urmă cu 4-8 ani. Deci din punctul ăsta de vedere, singurul candidat cu adevărat nou este Sebastian Burduja, pe asta și mizează Sebastian Burduja, este singurul care nu poate, căruia nu se pot reproșa decizii luate pentru București, greșeli majore care au fost făcute și în plus este singurul care are un proiect extrem de bine conturat. Sebastian Burduja s-a pregătit pentru această candidatură, a scris și o carte, are o serie de soluții puse în dezbatere publică și da, Nicușor Dan, într-o variantă insidioasă, încearcă să meargă pe ideea că electoratul Burduja, pe principiul votului util, ar trebui să voteze cu el. Va avea o mare surpriză, pentru că electoratul liberal va vota candidatul Partidului Național Liberal și veți vedea că Tianul Burduja va fi către finalul campaniei, înaintea alegerilor, în primii doi. Domnule Fenechiu, dar fără să încercăm să evităm răspunsul, cine a fost mai nociv sau cine e mai nociv, Nicușor Dan sau Gabriela Firea? Cine a fost mai nociv pentru Capitală din punctul dumneavoastră de vedere? Este greu de spus. Noi l-am votat pe Nicușor Dan în urmă cu 4 ani de zile ca să scăpăm de Gabriela Firea. Din păcate, Nicușor Dan a fost altfel ca Gabriela Firea, dar nu a reușit să livreze bucureștenilor lucrurile pe care noi le-am așteptat de la domnia asta. Lipsa de comunicare, faptul că n-a știut să ne spună o sumedenie de lucruri, că ne-a pus în fața faptului împlinit, că fuge de orice asumare politică și că se vinde ca tehnocrat, sunt niște lucruri care au creat destul de multă frustrare în cadrul electoratului liberal. E adevărat că nu a atacat frontal Partidul Național Liberal, din punctul ăsta de vedere, gândind cât se poate de pragmatic, dacă nu-i atac, poate mai au niște voturi din zona respectivă. Deci e greu de dat un răspuns. Pentru electoratul de stânga, cu siguranță, e actualul primar. Pentru electoratul de dreapta, este fostul primar. Deci acolo e o chestiune de poziționare. Una peste alta, fiecare dintre ei, dacă îi asculți, își revendică o serie de merite. Gabriela Firea spune că i-a obținut finanțarea proiectelor pe care le aplică astăzi Nicușor Dan. Nicușor Dan spune că a adus transparența în administrația Capitalei. Bucureștenii sunt inteligenți și pot să aleagă. Noi nu ne implicăm în povestea asta pentru că candidatul Partidului Național Liberal este Tianu Burduja, pe care noi liberali o să-l votăm. Ați văzut că înainte să intre în cursă era acreditat cu 9%, după o săptămână ajunsese la 15% și eu vă spun că în curând va sări de 25%, pentru că e un om tânăr, un om cu soluții, un om care știe să promoveze atât politicile pe care le propune, cât și interesul bucureștenilor. Dar faptul că vă bateți cu Nicușor Dan pe aceeași felie de electorat, pe electoratul de dreapta, nu-i va maximiza șansele Gabrielei Firea, de exemplu? Eu cred că nu, pentru că și pe dreapta și pe stânga există un război. Electoratul de dreapta în București este mai mare numeric decât electoratul de stânga. Eu cred că undeva 55-60% din bucureșteni sunt votați de dreapta și cred că în ultimă instanță canibalizarea va fi pe stânga, între doamna Firea și domnul Piedone. Pe dreapta nu va fi o canibalizare, pentru că electoratul de dreapta, fiind semnificativ mai numeros, cred că se poate ajunge chiar la o finală între cei doi candidați de dreapta. Da. Domnule Covaci, vă acuză domnul Piedone că prin toate aceste sondaje pe care le comandă fie partidele politice, fie publicațiile de presă, fie pur și simplu sondaje făcute de unii, cerute de unii sau de alții, îl poziționează pe Cristian Popescu Piedone pe locul al treilea și spune că manipulați prin acest lucru ca să arătați că, domnule, doar Gabriela Firea poate câștiga electoratul de stânga. În cazul în care Cristian Popescu Piedone, pentru că s-a vehiculat mult scenariul acesta, inclusiv premierul Marcel Ciolacu îl invita pe domnul Piedone să se așeze la masa discuțiilor, la masa dialogului, poate reușește să-l convingă să renunțe.
Totuși spune Piedone că nu va renunța la lupta pentru primăria capitalei, întrucât s-a înscris deja și nu va renunța. Și după aceea, bineînțeles, și premierul și-a nuanțat declarațiile și a spus că orice cale de dialog este închisă. Prima întrebare ar fi asta: dacă mai există cale de comunicare cu Cristian Popescu Piedone, dacă mizați pe retragerea acestuia din cursă, chiar și pe ultima sută de metri, poate chiar și cu o săptămână înainte de alegeri, și dacă nu se va retrage acesta, cum îi vedeți șansele Gabrielei Firea de a obține un nou mandat? Pentru că acolo există o canibalizare a voturilor între Piedone și Gabriela Firea. Domnule Gheorghe, în primul și în primul rând, candidatul nostru, doamna Gabriela Firea, este de puțin timp înscrisă în cursă, altfel ca și domnul Burduja. Ei, este clar că dacă până acum au existat anumiți candidați care aveau niște procente, care erau cumva umflate, din punctul nostru de vedere, poate și pentru că nu se regăseau în opțiunile și în oferta care era existat la acel moment electoral, în momentul de față, Gabriela Firea clar are un electorat al ei puternic, pe care îl are și din mandatul ei de primar, dar și l-a consolidat și din activitățile ulterioare de ministru, de senator, de președinte al PSD București. Deci, în momentul de față, sondajele acestea, poate că unora nu ne convine, bineînțeles, și mai ales competitorilor electorali, dar este clar că în momentul de față, sondajele acestea care au o marjă mică de eroare, undeva, nu știu, câteva procente, 1,95, o plasează 2,95. Pe Gabriela Firea pe locul 2 după Nicușor Dan, și asta este la puțin timp după momentul lansării și depunerii candidaturii. Ei, este clar că Gabriela Firea are un potențial mult mai mare și este clar că și diferența aceasta care a existat la un moment dat, poate pentru că el v-am spus, electoratul nu se regăsea în ceea ce s-a oferit la acel moment un candidat unic. Este clar că aceste procente vor crește și ele n-au cum să crească decât în detrimentul competitorilor electorali. Că sunt pe stânga, că sunt pe dreapta. Evident că Popescu Piedone începe să piardă procente. Evident că Popescu Piedone simte că îi pică pământul de sub picioare, dar așa este și firesc. Pentru că nu putem să discutăm de același calibru de candidat între un fost primar general, un senator în funcție și președintele PSD București, Gabriela Firea, și un primar al sectorului 5, care are și anumite probleme cu justiția, are anumite situații și chiar și o condamnare definitivă, nu le putem. Bucureștenii, și mă bucur că a spus domnul senator Daniel Fenechiu, colegul meu de Barou, a spus acest lucru, constituie un electorat mai bine instruit, probabil, decât în multe alte locuri din țară. Bucureștenii, e clar că au o anumită opțiune, fie că sunt pe stânga, fie că sunt pe dreapta, și nu pot să fie păcăliți de oferte populiste. Fiecare din candidații aceștia, cei patru cotați cu șanse, are propria șansă și contează foarte mult cum va juca în perioada următoare, pentru că intrăm în perioada de campanie efectivă. Însă e clar că i-au venit niște favoriți și în momentul de față Gabriela Firea de pe poziția a doua cred că va crește și mai mult. Moment în care normal că Nicușor Dan încearcă tot felul de probabil sfătuit de consilierii aceștia, cât mai are, cât mai sunt în jurul lui, să încerce cumva pe zona de dreapta să-și alăture și să-și apropie electoratul PNL. Dar mă îndoiesc că se va întâmpla acest lucru, pentru că totuși vorbim despre un mandat dezastros al unui primar. Vorbim, noi tot repetăm lucrurile acestea, dar ele se văd și astăzi în trafic. Se văd și se simt și acasă, lipsa căldurii, lipsa apei calde, un trafic dezastruos. Da, domnule Covaș, dar acum cu tot respectul,
Asta nu sunt clișee, asta sunt realități. Păi sunt realități, dar sunt aceleași realități care erau și în timpul doamnei Firea, adică cu tot respectul. Îmi sunt născut și crescut în București. Pentru că statul în trafic a fost, în momentul de față, este cu 40% și deplasarea mai îngreunată față de cum era în urmă cu 4 ani. Depinde de zonă, domnule Covaci. Acest lucru. Depinde de zonă. Să știți că orice oră aproape din zi, câteodată chiar și din noapte, avem o problemă foarte serioasă în trafic, iar faptul că inaugurăm așa o conductă sau niște kilometri de conductă de termoficare, nu înseamnă o realizare. Sunt foarte mulți bani pierduți de către Nicușor Dan, undeva în jurul a 200 de milioane de euro, pe care putea să-i atragă, pe care alți primari de sector, cum ar fi la sectorul 3 și la sectorul 4, au reușit, și chiar și la sectorul 6, uitați, ca să nu dau exemple doar de la noi, de la PSD, asta dar și de la PNL, la Ciucu, da? Și atunci, cum acești primari de sector au putut să performeze, dar primarul general nu și-a asumat nici măcar lucrări de importanță majoră, cum ar fi pasajul unii și la dacă trebuie sectorul 4, și solicită din nou încrederea București. Domnule Covaci, repet, cu tot respectul, sunt născut, crescut în București și vă amintesc cum a câștigat Nicușor Dan mandatul trecut, evident, cu sprijinul Partidului Național Liberal, cu sprijinul USR Plus, la acea vreme era acea alianță de dreapta între cele trei partide, dar pe aceleași mesaje, trafic, aer curat, apă caldă, păi nu putea să câștige Nicușor Dan cu mesajele acestea dacă erau rezolvate chestiunile acestea în timpul doamnei Firea. Adică eu stau, de exemplu, stau un militar, traficul nu a fost mai bun în timpul doamnei Firea, cum nu este nici acum, adică nu vreau să îl apăr pe Nicușor Dan, că și acum în unele cartiere din București se circulă dezastros. Petreci în trafic mai mult timp decât petreci, nu știu, poate la muncă sau poate în alte, dacă stai să adune așa a la lung, pe un termen mai lung de timp. La fel, apă caldă, se întâmpla să nu am apă caldă în anumite zile și în timpul doamnei Firea, adică nu știu dacă sunt chiar cele mai bune mesaje. Ați înghețat în apartament în timpul mandatului doamnei Firea sau n-ați avut cald, apă caldă luni de zile pe perioada sezonului rece? Nu cred că s-a întâmplat acest lucru. Iar traficul, v-am mai spus și vă repet acest lucru, și există studii că în momentul de față este cu 40% mai rău. Nu poți să încerci să păcălești niște votanți în 2020 cu niște mesaje și niște lozinci care privesc niște nevoi primare, cum este apa caldă și căldura, și pe urmă după 4 ani să spui că n-ai putut realiza și ai nevoie de încă 4 ani ca să rezolvi aceeași problemă. Că de fapt, tu nu ai reușit să atragi fonduri, nu ai reușit să dovedești competență. Adică problema lui Nicușor Dan este aceea că nu știe. Ba, ne trezim cu el în instanță, fiind de partea unor ONG-uri în loc să-și facă treaba de primar, ba ne trezim cu el în diverse alte ipostaze, spunând că nu a putut să realizeze pentru că nu a știut situația dezastruoasă, cu toate că este evident că o știa și mai mult decât atât, cu toate că o mare parte din mandat a avut majoritate în Consiliul General. Și el a împiedicat. Și ce ne poate face pe noi să credem? Că încă 4 ani poate să realizeze ceva. Da. Dar cum vedeți schimbarea asta de macaz a partenerilor de guvernare? 3 ani și jumătate l-au sprijinit pe Nicușor Dan, după care, bine, ok, cu un an de zile înainte i-au dat niște ținte pe care nu le-a atins Nicușor Dan, după care și-a pierdut susținerea undeva pe la începutul acestui an. S-a delimitat Partidul Național Liberal de Nicușor Dan. Bun, aici sunt mai multe de comentat, că dacă l-ascultam la finalul anului trecut pe domnul Ciucă, pe liderul PNL, spunea chiar la Prima News că dacă Nicușor Dan se înscrie în PNL, l-ar putea susține pentru un nou mandat la Primăria Capitalei. Nicușor Dan nu s-a înscris în PNL, după care
s-a rostogolit bulgărele și a pierdut în cele din urmă susținerea Partidului Național Liberal. Eu l-aș lăsa pe colegul Daniel Fenechiu să răspundă, pentru că e o chestiune internă, însă pot să vă spun eu ca cetățean al Bucureștiului, da? Și că la un moment dat, până și răbdarea celor de la PNL s-a epuizat, i-a oferit atât de mult sprijin și a avut toate lucrurile de care avea nevoie din punct de vedere decizional și cu toate acestea nu a livrat nimic. Da. Cum v-ați răzgândit, domnule Fenechiu? Că îmi amintesc clar, eram la muncă când venea domnul Ciucă și făcea această declarație. Mi-aduc aminte foarte clar și spunea că dacă Nicușor Dan se înscrie în PNL, l-ar putea susține partidul pentru un nou mandat. Câteva luni mai târziu, mă rog, a anunțat Nicușor că nu va intra în partid, va candida tot ca independent cerând susținerea partidelor de dreapta, dar a pierdut susținerea PNL. Dacă se înscria Nicușor în partid, îl susține? Este foarte simplu. PNL a luat decizia în decembrie ca acolo unde am susținut candidați comuni, și aici era vorba în principal de București și Bacău, dacă respectivii candidați își doresc să participe la competiția internă a Partidului Național Liberal, dat fiind faptul că au fost votați de electoratul liberal, să li se ofere această oportunitate. Ce competiție internă? Prin ce competiție internă a trecut domnul Burduja, de exemplu? Domnul Burduja a trecut printr-o competiție internă în care au fost mai mulți candidați, iar la momentul când a fost desemnat președinte al organizației municipale București, da, se știa foarte clar că în ipoteza unei candidaturi individuale, Burduja ar fi candidatul. Cine a mai fost contracandidatul intern al lui Burduja, în afară de domnul Ciucu, care știu că era la un moment dat în cărți pentru primăria Capitalei, după care a fost ales domnul Burduja în cele din urmă? Au fost câteva persoane, 5-6, care ocupă funcții în administrația publică locală, care au fost măsurate, testate, a existat o competiție internă discretă, fără foarte mult tam-tam, pentru că nu ne-am dorit de nicio natură să afectăm imaginea oamenilor pe care ne bazăm în viitor, sunt oameni tineri, s-au optat pentru Tianu Burduja, iar, repet, la momentul în care li s-a făcut această invitație publică domnului Nicușor Dan și altora, ideea era, fraților, dacă vreți sprijinul PNL, va trebui să fiți membri PNL. Asta nu însemna ține zie că l-ar fi obținut, pentru că domnul Ciuc a declarat dacă se înscrie ar putea fi susținut. N-a spus dacă se înscrie îl vom susține. E o mare diferență între ar putea fi susținut și îl vom susține. Domnul Nicușor Dan și-a dorit să rămână independent, nu e nicio problemă. Viața merge mai departe. Avem candidatul nostru și îl susținem pe Tianu Burduja pe 9 iunie. Tot ce s-a întâmplat în ultima perioadă, de la medicul Cătălin Cârstoiu până la decizia partidelor de a se lupta separat pentru primăria Capitalei, ca să citesc puțin din partenerul dumneavoastră de guvernare, din liderul PSD, Marcel Ciolacu, spunea că dansul 2 s-a terminat pentru primăria Capitalei. Tot acest timp îl vedeți ca pe un timp pierdut? Adică deja mă uitam prin oraș, erau tot felul de afișe electorale cu domnul Cârstoiu, afișe mari electorale, prin marile intersecții ale Bucureștiului apărea domnul Cârstoiu la toate evenimentele Partidului Național Liberal și de asemenea la toate evenimentele Partidului Social Democrat participa și domnul Cârstoiu. Ca acum să dăm jos toate bannerele și toate elementele de campanie, toate obiectele de campanie cu mesajul Cătălin Cârstoiu, să-l facem cu Sebastian Burduja. Îl vedeți ca pe un timp pierdut? I-ați minimizat astfel șansele domnului Burduja? Poate dacă începea campania, mă rog, pre-campania mai din timp, poate nu stătea acum pe locul 4, să spunem. Cu siguranță sunt și abordări și argumente în sensul ăsta. Însă cred că alte trei sunt ideile care cred eu că trebuie comunicate.
Prima este legată de faptul că, deși doctorul Cârstu este o persoană excepțională și cu siguranță ar fi avut o șansă dacă ar fost lansat cu mult mai mult timp înainte, faptul că domnia sa a intrat într-un clinci pe teme de integritate și n-a putut timp de 2-3 săptămâni să discute nimic din programul domniei sale, coroborat cu analizele sociologice și cu datele din teren, ne-au relevat că doctorul Cârstoiu, neputând să iasă în acest clinci, nu are o șansă reală să câștige capitala. 2. Politica este un sport de echipă și este o activitate vie. O activitate în care, în momentul în care constați că o decizie care ai luat-o nu generează efectele scontate sau avute în vedere, trebuie să intervii. Ăla e motivul pentru care s-a renunțat la candidatura doctorului Cârstoiu. 3. Tianu Burduja și Gabriela Firea sunt poli ai două partide importante, cele mai importante partide din București, și e firesc ca electoratul liberal social-democrat să-i urmeze. Chiar dacă era mult mai bine să avem un candidat comun, timpul rămas a fost foarte scurt și întrucât nu a fost identificată o personalitate care în termenul scurt rămas să canalizeze voturi și de la PNL și de la PSD, s-a luat decizia să se revină la situația anterioară și să avem candidați diferiți. Eu cred că este o decizie care întărește partidele și care validează eșecul candidaturilor independente. Nu uitați că și la lista de europarlamentare am încercat o candidatură independentă și la candidatura pentru București. Păi da, numai eșecuri. Doamna Chiriac a părăsit repede competiția. Domnul Cârstoiu a fost fracturat în cele din urmă de coaliție, i s-a retras sprijinul. Dar aș vrea să ne oprim puțin, pentru că acum ce s-a discutat în spatele ușilor sau ce s-a discutat în coaliție între cei doi lideri sau, mă rog, între conducerile celor două partide din coaliție, nu putem ști sau putem ști fracturat în funcție de ce mai iese pe surse. Eu mă leg strict de declarațiile publice, declarațiile liderilor PNL. Spunea înainte de marea ședință, acea ședință maraton de 15 ore, ședința decisivă pentru medicul Cârstoiu, spunea colegul dumneavoastră și prim vicepreședintele PNL, Rareș Bogdan, că dacă avem mintea la noi, adică atât PNL cât și PSD, ar trebui să mergem pe un candidat unic. 15 ore mai târziu n-a fost nici candidat unic, ba din contră. PNL s-a întors la domnul Burduja, aflat în acea perioadă la Seul, s-a culcat ministrul și s-a trezit candidat, și ministrul și candidat, și Gabriela Firea a devenit, din candidatul deocamdată niciodată, candidatul încă o dată, practic. Poziția noastră a fost cea exprimată de Rareș Bogdan, dar așa cum v-am spus, politica e un sport de echipă, iar coaliția este în doi. Punctul nostru de vedere nu a fost susținut de colegii de coaliție, situație în care am luat cea mai bună decizie care se putea, să desemnăm un candidat. Da, ne-am dorit un candidat comun, Rareș n-a făcut altceva decât să comunice acel punct de vedere pe care l-am avut, l-am susținut și cu care am fost consecvenți. Când nu s-a mai putut din motive de coaliție, am desemnat un candidat. Dar a fost, domnule Covaci, a fost Gabriela Firea prima opțiune a Partidului Social Democrat aruncată pe masa discuțiilor din coaliție? Pentru că acum, pe surse, înțeleg că n-a fost chiar prima opțiune, doamna Firea. Haideți să discutăm puțin ce s-a întâmplat înainte, și anume faptul că exista o decizie a PSD București, da, care o dădea pe doamna Gabriela Firea drept candidat susținut de către organizația municipală, da, aspect pe care și domnul Marcel Ciolacu, președintele partidului, l-a spus la acel moment. Decizia aceasta de a merge cu un candidat unic, care, uitați, nu a dus la ceva concret, și dacă ne uităm la același sondaj, vedem că 58% dintre bucureștieni, același sondaj Avangard despre care discutam, spun că i-a fost o decizie bună de a-l retrage pe Cătălin Cârstoiu din cursa pentru primăria capitalei. În momentul de față, Gabriela Firea are toată susținerea conducerii partidului, de la președintele Marcel Ciolacu până la toți membrii, cei care suntem în stradă.
și care facem campanie activ. Așa că, în momentul de față, noi discutăm despre o decizie a coaliției care maximizează cele două electorate, atât pe stânga la noi, cât și pe dreapta, și constituia față de timpul scurt. Și că ăsta e adevărul. Nu puteam să scoatem așa un candidat din Joben, deci candidatul ar fi trebuit pregătit, a constituit cea mai bună decizie posibilă. Și care păstrează... Dar nu un candidat din Joben. Nu mă referam la un candidat din Joben. Erau zvonuri cum că Partidul Social Democrat, uitându-se la sondaje, sau cel puțin o parte din membrii Partidului Social Democrat, ar fi făcut mai degrabă campanie, ar fi făcut mai degrabă campanie domnului Piedone, de exemplu. Domnul Piedone, în primul rând, că nu este membru al Partidului Social Democrat. Nu este, dar face parte, conduce un partid partener tradițional al PSD. Partidului Social Democrat, dar nu are. Și în aceste condiții, în care a avut și niște declarații care nu au fost neapărat consecvente, pentru că anul trecut spunea în spațiu public că o susține pe Gabriela Firea, anul acesta... Bine, domnul Piedone spune multe. Anul trecut spunea ceea ce livrează, nu populismul. Anul trecut spunea că în niciun caz nu va candida la primăria Capitalei cu încă puțin și se jura că nu o să candideze. Despre personaj și despre cât de serios este în ceea ce afirmă. Am înțeles, dar cu ce sprijin a câștigat mandatul trecut domnul Piedone la primăria sectorului 5? Noi discutăm că la acel moment, acum, în primul și în primul rând, electoratul este suveran și dacă electoratul i-a oferit acel mandat la sectorul 5, înseamnă că a avut dreptate, dar este o pălărie diferită și cu totul și cu totul altceva să fii primar general față de calitatea de primar al unui sector. Nu, încercam să subliniez faptul că într-adevăr domnul Piedone nu face parte din Partidul Social Democrat, însă face parte dintr-un partid. Bun, oricum domnul Piedone a trecut prin multe partide, dar în momentul de față nu face parte din Partidul Social Democrat, dar face parte dintr-un partid care tradițional i-a cam fost partener Partidului Social Democrat. Și s-au mai regăsit fie pe listele PSD diferiți membri din PUSL, din PUSL, fie la primărie a mai fost susținut, i s-a mai făcut campanie de către Partidul Social Democrat, adică cumva există o relație între PUSL și Partidul Social Democrat, chiar dacă nu e o relație asumată public sau oficială, așa cum este cu PNL, de exemplu. Haideți să privim lucrurile așa cum sunt ele acum. În momentul de față, noi avem o coaliție și avem niște parteneri și de guvernare și parteneri cu care candidăm în această campanie, atât la europarlamentare, cât și la alegerile locale, câteodată împreună, câteodată separat, dar există niște acorduri foarte clare în care această campanie este dusă și între doamna Firea și domnul Burdujea pe o modalitate în care lucrurile sunt rezolvate elegant, nu vor exista atacuri și e clar că oricine va câștiga va avea susținerea unei majorități. Pentru că dacă ne uităm la sondaje, e foarte important ca viitorul primar general să aibă și majoritate. Normal, ca să poată general face aproape. Altfel, ne discutăm despre niște iluzii și iarăși despre un primar care se va autovictimiza pe urmă și va spune n-am putut să fac că n-am avut consiliu. De asta spun că publicul, electoratul bucureștean, cetățenii din București constituie o masă foarte bine educată și care știu ce trebuie să aleagă în așa fel încât să nu mai avem ceea ce avem în momentul de față în București. Vă grăbesc că nu mai avem vedere, timp. Gabriela Firea este cea care de la după 9 iunie se va instala în fotoliu, din nou în fotoliu de primar general. Rămâne de văzut. O să facem o emisiune pe 10 și vă invit de pe acum să vedem, să comentăm. Mulțumesc. Să comentăm. Vă răspund prezent. Să comentăm rezultatele. Domnule Fenechiu, o ultimă întrebare cu rugămintea de a răspunde scurt, întrucât suntem deja pe depășire. Pot da alegerile pentru PMB un trend sau pot reprezenta
o rampă pentru alegerile prezidențiale, pentru că ni s-a dovedit de-a lungul istoriei, bun, au fost și exemple pro și exemple contra, că cine a ocupat funcția de primar a mers în funcții înalte după aceea, fie prim-ministru, fie președinte. Bun, avem și exemple contra. Domnul Oprescu n-a reușit să facă la prezidențiale mai mult de 3%, dar putem să mergem la domnul Băsescu, putem să mergem la alte exemple. Dacă... Singurul exemplu a fost Traian Băsescu, un politician cu extrem de cunoscut la data respectivă și care devenise liderul opoziției. Răspunsul la întrebarea dumneavoastră este nu. Doamna Firea a declarat că nu își dorește să candideze. Domnul Nicușor Dan nu cred că este reprezentat. Dar nu mă refeream la ei, mă refeream că în funcție de rezultatul alegerilor, coaliția poate vedea dacă să meargă pe un candidat comun, pe candidați separați, pe... adică pot da un trend, se pot vedea rezultatele și pot începe niște analize. Domne, iată cât a obținut PSD plus PNL, iată cât... Fără discuție, rezultatul europarlamentar este un indicator, iar rezultatul la locale național este un alt indicator pentru forța reală a partidelor. Da. Da, este un indicator care are un anumit tip de relevanță. Însă, în ceea ce privește candidații, nu cred că vreuna din persoanele implicate va candida la președinția României. Poate nu mandatul ăsta. Vedem pe viitor. Vă mulțumesc, domnule Fenechiu, vă mulțumesc, domnule Covaci. Luăm o scurtă pauză și revenim cu titlul. Există ceva estimări, chiar și cu acest succes de etapă, să spunem, în care o parte din aceste mașinării vor fi eliminate. Cam care e impactul? Câte mașinării s-a făcut? O estimare, domne, sunt 30.000, 40.000 de aparate de genul ăsta în localitățile respective care urmează să fie eliminate. Există niște cifre în sensul ăsta? S-a făcut un studiu, a cerut guvernul, parlamentul, niște analize în acest sens, măcar să știm câte aparate avem de eliminat, să știm unde mergem să vedem dacă n-au fost eliminate sau ceva. Discuția în acest moment nu cred că se pune la modul acesta. Există, bineînțeles, aceste licențe plătite la jocurile de noroc. Dar întrebarea mea este dacă aceste licențe sunt funcționale, acele aparate se pot muta dintr-o zonă în care este interzis jocul la aceste aparate și merg într-o zonă în care se poate juca la aceste aparate. Aici este o altă discuție care va fi foarte importantă de dezbătut în următoarea perioadă și sper că următoarea perioadă înseamnă luna iunie, pentru că ce se întâmplă? Probabil că acele aparate care au licență și au voie să funcționeze nu vor funcționa în zona rurală, ci se vor va merge către zona urbană și acolo se va crea o aglomerație de aparate. Trebuie să spunem acest lucru. Și de aceea eu cred că luna iunie, după alegeri, este un moment important să treacă la următoarea etapă guvernul Ciolacu în ce înseamnă eliminarea și în zona urbană acestor jocuri de noroc. Doamna Stoica, spunea domnul Simonis că se apucă de săptămâna viitoare, acum nu dumnealui, poate grupurile parlamentare, se apucă să facă modificări, să năsprească sancțiunile, să fie faptă penală emiterea unui astfel de document care să ateste un număr de locuitori, pentru că spune că sunt cei care au genul ăsta de mașinării, au găsit o portiță să fenteze legea, cer adeverințe de la primării cu numărul de locuitori pe județ. Păi da, au găsit, să știți, această portiță pentru că le-a dat-o proiectul inițiat de, chiar de PSD. Deci așa se spune, că nu se mai pot desfășura aceste activități în localitățile care au sub 15.000 de locuitori, iar numărul de locuitori se stabilește de către primărie în baza unei adeverințe, să spunem așa, pe care primăria o emite. Deci, da, dacă sunt primari care faultează legea, bineînțeles că ei trebuie să fie sancționați și să nu le permită acestor operatori. Că am văzut și eu prin presă mai multe materiale în care, practic, anumite primării spuneau că ei țin de un OAT mai mare și așa creșteau cumva numărul de locuitori. Dar se referă strict la OAT-ul în care se dă autorizația pentru respectivul operator de folosire. Încerc scuze că intervin. Deci nu e o portiță găsită de ei, este o portiță lăsată de lege. Vă rog.
Vă rog, domnule Brânci. Scuze că intervin, dar este simplu. Conform ultimului... Să vorbiți mai în telefon, vă rog, că nu se aude foarte bine. Conform ultimului recensământ, fiecare UAT știe numărul populației care o are în subordine, să spunem așa. Așadar, orice tip de adeverință este una nelegală. Pentru că atunci când ai datele de la INS, îți spune localitatea cu tare, are un număr de locuitori. Nu poți să pleci de la 10.000 și să spui că ai 15.000 și un locuitor, că n-ai cum. Da, domnule, dar într-adevăr ultimul recensământ este în 2021, că așa credeam și eu că se vor folosi totuși de niște date oficiale și se pare că din 2021 până astăzi au mai existat niște variațiuni la numărul de locuitori și primăriile sunt cele care știu cu exactitate, dar e clar că nu e neapărat o exactitate care să fie în interesul cetățenilor, dacă mă întrebați semnii. Deci aici clar trebuie reglementat și da, năsprite sancțiune, găsite alte mecanisme prin care se identifice cu informații publice numărul de locuitori, dacă e nevoie de o actualizare pe undeva, că și eu m-am uitat și la INS, m-am uitat și la datele din ultimul recensământ, să verific localitatea care era vizată de mai multe anchete de presă zilele trecute. Vă rog, domnule Bâlcea. Nu, aici cred că subiectul se închide, pentru că nu pot să primească acceptul primarilor pe baza unei adeverințe în care să spună că numărul de locuitori este mai mare. Din punctul meu de vedere, primarul cred că e primul care greșește în acest caz și, repet, pentru mine va fi important acum, dacă s-a început acest demers și este bine că s-a început, să vedem care este următorul pas. La nivelul zonelor urbane, peste 15.000 de locuitori. Bun, dar de ce a durat atâta, domnule Bâlcea? Vă întreb pe dumneavoastră ca reprezentant al puterii, chiar dacă poate ar trebui să răspundă la această întrebare un reprezentant al Partidului Social Democrat, întrucât premierul Marcel Ciolacu, în momentul în care a preluat mandatul, a început o luptă pe mai multe fronturi, una cu păcănelele, una și spunea că primește amenințări. Vă amintiți toată acea perioadă în care spunea că primește amenințări de la un anume Sorin din industria jocurilor de noroc? A început o bătălie întreagă, cel puțin declarativă la acea vreme, cu această industrie. După aceea, bine, s-a mai luptat domnul Ciolacu cu azilele de bătrân, s-a mai cu o lege în sensul ăsta. A avut mai multe lupte, dar acum vorbim de păcănele. De ce a durat atâta până s-a făcut această lege? Întrucât înțeleg, atât de la doamna Stoica, cât și de la dumneavoastră, că în Parlament există de mai mult timp niște inițiative. Spunea doamna Stoica că de 2 ani există astfel de proiecte depuse de către USR. Dumneavoastră spuneați că aveți vreo 3 proiecte de lege Partidul Național Liberal blocate prin cine știe ce comisii. De ce durează atâta să se întâmple lucrurile? Adică, bun, ne-am asumat, avem și noi o mică strategie de țară. Dom'le, să îi ajutăm pe oamenii ăștia îngreunați de diferite probleme, de salarii mici, de prețuri mari pe la alimente, pe de-astea îi ajutăm să scape de dependența asta de jocuri de noroc. Și se blochează lucrurile și durează 2 ani sau mai știu eu cât până se ia prima măsură care va duce în cele din urmă la eliminarea acestor aparate. Adică nici măcar nu duce direct la eliminarea lor. O întrebare legitimă. Recunosc că am fost surprins în momentul preluării mandatului că domnul Ciolacu, culmea, doar atunci începea războiul cu păcănelele, când știam foarte bine că acest lucru se discuta în Parlament de la începutul mandatului, din 2020, după care trecerea a fost destul de mare. Nu știu să vă dau un răspuns, cel mai bine un reprezentant PSD sau domnul Ciolacu însuși să răspundă, dar eu cred că totuși până la urmă e bine că s-a luat această decizie, e o decizie bună, niciodată nu e târziu, dar ea trebuie continuată în cel mai scurt timp. Până acum, răspunsul ar putea să fie cumva în întrebare sau printre rândurile întrebării. Cam câți, aveți ministrul de finanțe, domnule Bâlcea, cam câți bani intră la bugetul statului din această industrie, dacă puteți să ne spuneți? N-am acum datele în față, aș minți să spun, nu sunt la birou. Cert este că discutăm din impozit, din angajări și așa mai departe. Cred că suma depășește bine, sau discutăm de miliarde de euro în acest moment.
Bun, vă rog, doamna Stoica, datele dumneavoastră. Dar nu vreau doar să spun că domnul Ciolacu ne aburește, că n-a inițiat el nicio luptă, a preluat într-adevăr o luptă pe care noi am început-o în Parlament, dar a preluat-o la nivel declarativ și a mai preluat-o cu niște taxe mai mari, pe care, bun, e bine că le-a pus industrie, dar ce facem cu banii aia? Că n-a reușit să facă niciun program pentru tratamentul dependenților din acei bani. Și pe lângă asta, să știți că nu există acest concept, eu chiar nu sunt de acord. Nu industria aduce acești bani la stat. Românii pierd la aceste aparate, da, și bun, prin intermediul industriei ajung la stat. Românii, dacă nu i-ar pierde acolo, ar contribui în continuare. Da, bun, de acord, dar acum și industria contribuie, pentru că sunt angajați, sunt tot felul de casieri, tot felul de... Sigur, care s-ar putea angaja foarte lejer în orice alt domeniu. Evident, avem un dar, de personal, dar oamenii respectivi plătesc niște taxe pe salariile, patronatele din industrie plătesc niște taxe pe salariile alea. E o industrie, acum nu putem spune că... Este o industrie, dar grosul banilor care evident, vin din pierderile oamenilor. Da, aici suntem de acord, evident, marile sume sunt rezultate din pierderile oamenilor. Case, mașini, bani, adică din asta rezultă. Bun, pașii următori, domnule Bâlcea, vă întrebam ceva mai devreme. Cum vedeți dumneavoastră că ar trebui să fie pașii următori sau poate... Având deja 3 proiecte, poate reușim să le deblocăm cumva, că iarăși ne întoarcem la întrebarea precedentă. Cum reușim să avem o părticică așa de strategie și să le blocăm fix legile astea importante care fac parte din această strategie, legi pe care le-am putea ști și noi după aceea să dezbatem pe ele. Dom'le, sunt bune, sunt rele, ce ar mai trebui modificat, ce ar mai trebui făcut, să dăm niște dezbateri vii. Dar noi știm în momentul de față că există niște legi atât din partea opoziției cât și din partea puterii care sunt blocate. De ce sunt blocate? Strategia sau reducerea consumului de jocuri de noroc, de pariuri și așa mai departe trebuie să continue. În primul rând trebuie să discutăm de un impact mult mai mic. Asta înseamnă o reclamă nu atât de agresivă și trebuie reglementat acest domeniu. Pe de altă parte, vedem în momentul de față că multe dintre aparate vor merge în zona urbană și trebuie găsit un loc destinat clar acestui tip de viciu și o reglementare. Eu sincer, aș vedea doar o anumită zonă din oraș delimitată și un număr de licențe mult mai mic decât este acum. Întotdeauna într-o țară civilizată când mergi, vezi că aceste cazinouri sau nici măcar cazinouri, aceste jocuri de noroc trebuie să existe doar într-o anumită zonă a orașului bine delimitată. Cred că acest gen de decizie trebuie discutat cu industria jocurilor de noroc, pentru că cetățenii au nevoie de această protecție. Domnule Bâlcea, că spuneați de zone de-astea limitate, erați în Parlament în 2018, că nici nu știu. Nu eram în Parlament în 2018. Că sunt niște poze pe internet cu genul ăsta de sloturi pe holurile Parlamentului în 2018, de exemplu. Cam cât? Poftim? Aici este un derapaj al sistemului. În momentul în care lași prea multă libertate, vedeți că se nasc tot felul de situații ciudate, bizare. Știți, doamna Stoica, că a fost o perioadă în 2018? Nu știam, dar... Bun, a fost o conferință a jocurilor de noroc. A fost complice cu această industrie, favorizându-i inclusiv la nivel legislativ. De asta nu mă șochează. Dar dacă pot să spun și eu cum văd următoarele etape și așa cum facem, ar fi să ne așezăm de urgență la masă toate partidele cu toți inițiatorii acestor legi, să luăm tot ce e mai bun din toate legile, pentru că inclusiv prevederea aceasta pe care domnul Bâlcea a menționat cu limitarea numărului de săl de păcănele în funcție de număr de locuitori există într-un amendament inițiat de mine cu Alfred Simonis la legea PSD-ului. Deci noi avem așa toate aceste lucruri, să le facem într-o lege unică și să o trecem de urgente, pentru că fiecare zi care trece fără aceste legi antipăcănele adoptate se traduce efectiv în vieți distruse, în copii care nu se vor mai putea recupera probabil niciodată, în adulți care își vor pierde casele, familiile și tot ce au agonisit o viață întreagă. Deci asta e vorba, nu mai putem să așteptăm încă 7 luni, da, să mai avem un fel de dezbateri. Au existat dezbateri cu industria, cu toată lumea.
Toată lumea știe, trebuie să stabilim o dată ce vrem și să ne apucăm de treabă. Dar se regăsesc în proiectele spuse de domnul Bâlcea, proiectele PNL sau în proiectele PSD, linii din legile depuse de opoziție, de USR? Bineînțeles, PSD a luat și a copiat proiectele, dar este irelevant că, dacă mă credeți, eu m-aș bucura să lucrez și pe legea PSD-ului și pe legea PNL-ului, pe orice lege, sau să facem una transpartinică, indiferent, dar să rezolvăm problema, pentru că prea puțin contează cine a inițiat. Eu, da, sunt supărat așa la nivel personal că mi-a fost curată legea, dar e irelevant. Dacă reușim să trecem și să rezolvăm problema, asta e ce contează. Nu mai contează cine a făcut ce lege, că aici nu e o bătălie de egouri. Aici trebuie să fie o bătălie pe idei și pe soluții, pe care să o câștigăm împreună și să câștige românii în urma acestei bătălie, așa metaforic. Bun, o scurtă concluzie de la fiecare invitat. Domnule Bâlcea, vă rog. Este o primă etapă de, să spunem, a limita jocurile de noroc. Nu va fi simplu, pentru că e important ca mesajul să fie foarte bine primit, dar și mai important, pasul următor este legat de o limitare a autorizațiilor, limitarea numărului de, să le spunem, jocuri de case, de jocuri de noroc. Eu cred că e un prim pas, dar el trebuie continuat mult, mult mai rapid. Bun. O scurtă concluzie. De mii de români ne-au cerut deja să adoptăm toate aceste legi antipăcănele. Trebuie să o facem de urgență. Și PSD și PNL, care au securitatea parlamentară, să nu mai blocheze inclusiv propriile legi. Asta trebuie să facem de urgență. Da. Vă mulțumesc, doamna Stoica. Îi mulțumesc și domnului Bâlcea. Auzisem că a închis ceva mai devreme apelul. Și dumneavoastră celor de acasă pentru atenția la această dezbatere, dar vă anunț că astăzi avem 3 ore, așadar ne reîntâlnim la fix cu titlurile orei 14 și o nouă rundă de dezbateri. Vedem ce se mai întâmplă prin externe, prin politica externă. Vă aștept. Ne-am întors în direct, doamnelor, domnilor. Premierul Marcel Ciolacu a anunțat în ședința executivului că guvernul a început aplicarea noii legi privind interzicerea păcănelelor în localitățile cu mai puțin de 15.000 de persoane, iar toți cei care nu-și mută urgent aparatele rămân fără licență. Vrem să curățăm rapid de păcănele 90% dintre localitățile țării, urmând să facem regulile pentru cele 10% rămase în acest moment, a anunțat premierul Marcel Ciolacu. Mergem mai departe, sărbători cu bani pentru pensionari. Ministerul Muncii anunță că banii pentru plata pensiilor au fost virați integral către Poșta Română. S-au făcut 3 tranșe de plăți încă de săptămâna trecută. Ce spune ministrul Muncii? Le mulțumim pe această cale partenerilor noștri de la Compania Națională Poșta Română pentru faptul că s-au mobilizat astfel încât banii să ajungă înainte de sărbători la beneficiari, spunea ministrul Muncii și Solidarității Sociale Simona Bucura Oprescu. Exodul medicilor continuă chiar și după creșterea veniturilor acestora. Mai mult de jumătate dintre medicii rezidenți vor să plece din țară, iar motivul nu sunt neapărat banii, ci mai degrabă condițiile de muncă. Nu au aparatura necesară, iar spitalele regionale nu își pot desfășura activitatea așa cum o fac în marile centre universitare. De aceea posturile din spitalele din orașele mici nu se ocupă și nimeni nu vrea să meargă acolo. Tot problema posturilor după terminarea rezidențiatului fac pe unii să plece către vest, unde nevoia de medici este extrem de mare, a afirmat Daniel Coriu, președintele Consiliului Medicilor, la Prima News. Profitul net al OMV Petrom a scăzut cu 6% în primul trimestru la 1,3 miliarde lei, de la 1,4 miliarde în primul trimestru din 2023. Veniturile din vânzări au fost mai mici cu 10% la 8,5 miliarde lei, de la 9,4 miliarde, arată raportul transmis Bursei de Valori București. Încrederea managerilor în economia românească a crescut semnificativ în martie și aprilie, la cel mai ridicat nivel din ultimii 3 ani, arată datele revizuite publicate de Comisia Europeană și analizate de Profit.ro. Sondajul măsoară din nou și încrederea consumatorilor după o lungă pauză. Indicatorul de încredere în economie a depășit 105 puncte în aprilie față de 104 puncte în martie și aproape 102 puncte în februarie, ca urmare a creșterii activității în toate sectoarele.
Președintele PMP, Eugen Tomac, afirmă că avem 13 pachete de sancțiuni europene împotriva Moscovei, însă banii europeni curg în continuare în Rusia. El afirmă că este evident că mecanismul de impunere al acestor sancțiuni trebuie îmbunătățit și că este inadmisibil să le permitem în continuare companiilor și entităților europene să financeze războiul absurd al lui Putin. Liderul PMP a solicitat Comisiei Europene să deschidă o investigație cu privire la aceste nereguli și să acționeze astfel încât sancțiunile Uniunii Europene chiar să-și atingă obiectivul. Cele 7 bănci europene de top care au rămas în Rusia au raportat un profit combinat de peste 3 miliarde de euro în 2023, arată o analiză a Financial Times, preluată de Profit.ro. Suma este de 3 ori mai mare decât în 2021. Băncile au sporit de 4 ori și contribuția la bugetul Kremlinului prin taxele achitate. Creșterea profitabilității a făcut ca băncile vest-europene să plătească taxe de aproximativ 800 de milioane de euro, în creștere față de cele 200 de milioane de euro în 2021, suma care s-a adăugat contribuțiilor creditorilor americani rămași activi în Rusia, cum ar fi Citigroup sau JP Morgan, arată analiza citată. Continuăm cu sport. Bayern și Real Madrid dau startul semifinalelor din Champions League. Duelul va fi astăzi de la ora 22, în direct pe Prima Sport 1 și pe Prima Play.ro. În Spania, Barcelona a învins pe teren propriu, scor 4-2 Valencia și a revenit pe poziția a doua din La Liga. Robert Lewandowski a înscris 3 goluri, a înscris un hat-trick. Ca de obicei, încheiem cu informațiile despre vreme. Meteorologii au emis o atenționare cod galben de vânt puternic, valabilă până joi dimineață, în județul Caraș-Severin, unde viteza vântului va ajunge la rafală până la 70 de km pe oră. În București, temperaturile vor fi normale pentru această perioadă și va ploua slab. De la 1 mai și de Paște, temperaturile vor fi ușor mai ridicate decât cele obișnuite în această perioadă, în cea mai mare parte a țării, anunță ANM. Doamnelor, domnilor, în minutele următoare analizăm cele mai importante evenimente externe cu Dan Dungaciu, cu analistul Dan Dungaciu, și avem și o întrebare pentru dumneavoastră, cei de acasă. Care sunt mizele vizitei lui Jens Stoltenberg în Ucraina? O vizită surpriză ieri la Kiev a liderului NATO, a șefului, a secretarului general al Alianței Nord-Atlantice. Așteptăm răspunsurile dumneavoastră, pagina de Facebook, o vedeți afișată pe ecran, la fel și numărul de WhatsApp. Luăm o scurtă pauză și revenim. Da, de întors ne-am întors, de anunțat invitatul l-am anunțat înainte de pauză. Nu rămâne decât să-l salut pe domnul profesor Dan Dungaciu și să începem dezbaterea. Vă salut, domnule profesor. Bună ziua și mulțumesc pentru invitație. Domnule profesor, de când n-am mai discutat, lucrurile, bineînțeles, au continuat să se întâmple. Hai să începem, de la ajutoarele SUA, pentru că, bun, au fost luni de dezbateri, lupte crâncene acolo în Congres între republicani și democrați. Până la urmă, republicanii au schimbat macazul și acordă acele ajutoare. Acum toată lumea se întreabă dacă rezistă Ucraina până la sosirea armelor americane. Pentru că ne amintim, și aș vrea să vă reamintesc atât dumneavoastră cât și celor de acasă, cât de greu au ajuns tancurile sau alte arme. Vă reamintesc că pe vremea respectivă era un adevărat show declarativ așa, între Germania, SUA. Nemții spuneau, domnule, să dea SUA Abrams. Americanii spuneau, domnule, sunt prea scumpe tancurile noastre, să dea nemții Leopard. Până la urmă au primit ucrainenii din ambele locuri cu întârziere. După aceea, la întârzierea asta a dezbaterilor, până s-au hotărât dacă trimit, s-a mai adăugat și întârzierea până au fost livrate. După aceea au trebuit instruiți militarii ucraineni ca acum o bună parte din aceste tancuri să fie retrase de pe linia frontului. Pentru că, da, sunt niște tancuri destul de scumpe care pot fi distruse ușor cu niște drone de câteva zeci de mii de euro, de dolari, mă rog. În aceste condiții rezistă Ucraina până la sosirea noilor arme ale Statelor Unite, promise de Statele Unite?
Probabil că o parte dintre armele care au fost promise au și fost livrate. Dacă ne referim la rachetele cu rază lungă de acțiune sau sistemele ATACMS, spune presa că ele au fost livrate înainte de a începe discuția despre ele. Pentru că sunt arme strategice care pot, mă rog, să facă diferența cel puțin pe termen scurt. Și s-a invocat un atac în Crimea care ar fi fost generat de asemenea capabilități pe care Ucraina nu l-a avut până atunci. Există și acest obicei de a vorbi despre unele arme, cel puțin, doar atunci când ele sunt pe teren. Tocmai pentru a proteja acest sprijin care a venit din Statele Unite. Problema majoră însă, dincolo de aspectele tehnice sau problemele majore, din punctul meu de vedere, sunt două. Una politică, una militară. Ați vorbit de dezbaterile fără precedent din Statele Unite, de acord, în condițiile în care președintele Biden, fără niciun acord parlamentar, a trimis deja sau trimisese armament în Israel. Ucraina beneficia, dacă vreți, de un alt tip de abordare sau de un alt tip de tratament și din punctul acesta de vedere a fost aproape consonant cu ceea ce administrația Biden, nu administrația Trump, administrația Biden a transmis atunci când a modificat sloganul oficial de la As Long As It Takes până la As Long As We Can. Adică s-a diminuat într-un fel angajamentul Statelor Unite pentru ce se întâmplă în Ucraina. Chestiunea pe care am observat-o deja de-a lungul vremii. Tot la nivel politic aș spune că nu există astăzi, spre deosebire de contraofensiva ucraineană din 2022, niciun militar important care să vorbească în același ton, adică pe un ton optimist. Toți ne îndreaptă la precauție, începând cu șeful, mă rog, ministrul apărării, secretarul apărării din Statele Unite, toată lumea este precaută, toată lumea ne îndeamnă să nu confundăm noile sisteme transmise de americani cu glonțuri de argint sau cu Wunderwaffe, cum ziceau nemții în cel de-al doilea război mondial, care Wunderwaffe le-ar permite să câștige războiul. Deci suntem încă cu totul și cu totul altă atmosferă. Iar la nivel, dacă vreți, militar, concret, pe teren, dincolo de aceste arme care sunt foarte importante, e nevoie să ai și oamenii care să se urce în tancul Abrahams, nu doar tancul Abrahams. Și aici, la nivelul acesta de război hibrid, sau dacă vreți, cum zic americanii, irregular warfare, acolo Ucraina mai are de câștigat o bătălie. Indiferent cât armament vor trimite americanii, e nevoie de oameni care să-l folosească și care să fie, să-și asume un tip de angajament, așa cum au făcut-o în 2022 sau, mă rog, în primele momente ale războiului. Asta e o problemă pe care Ucraina va trebui să o surmonteze. Și nu în ultimul rând, problema nu se pune doar de ce capabilități va avea Ucraina, pentru că ne-a obișnuit deja războiul acesta. Nu există, repet ce am spus, arme minune care să poată schimba de la sine situația de pe teren. Deci e vorba și de pregătire, e vorba și de cantitate, este vorba și de disponibilitatea soldaților. Este vorba de un război în care fiecare parte a învățat, fiecare parte știe cum să reacționeze sau chiar să contracareze anumite capabilități ale celelalte părți. Eu sunt convins că, din păcate, rușii se așteptau ca capabilitățile armatei Ucrainei să crească. Au crescut, iată, dar asta nu înseamnă că războiul s-a terminat. Eu mă tem, și cu asta închei, mă tem că acest ajutor american care a fost întârziat are mai degrabă darul de a pune Ucraina și Rusia în poziții relativ egale pentru o negociere. Altminteri spus ca războiul să nu se încheie din punct de vedere militar înainte de finalizarea alegerilor din noiembrie 2024, mă refer la alegerile prezidențiale din Statele Unite, și pentru că acest deznodământ să fie amânat pentru 2025. Legătura aceasta, din păcate, dintre militar și politic, de multe ori, e poate un pic mai mare decât ne-ar plăcea să fie. Făceați referire ceva mai devreme la anul când a început războiul și la cum arăta sprijinul american în acea perioadă. Cred că ar fi important să menționăm și contextul de atunci. Președintele Joe Biden era la jumătatea mandatului. Acum, pe măsură ce înaintăm în campania electorală, ar putea primi tot felul de piedici din partea republicanilor. Dar ce credeți că i-au făcut până la urmă pe republicani să se răzgândească? Și în logica campaniei electorale din Statele Unite ale Americii, ce înseamnă asta? Se creionează
o victorie, cel puțin pe tema asta a armelor și a ajutorului SUA, este victoria pe care o va capitaliza Joe Biden sau este înfrângerea republicanilor și a lui Donald Trump? Cine va capitaliza din politic din acest ajutor, din deblocarea acestui ajutor? În primul rând, politica externă nu e neapărat tema majoră în dezbaterea din Statele Unite. Presa americană, dincolo de presa, mă rog, presa de mainstream care ne-a obișnuit, New York Times sau Washington Post sau Wall Street Journal, nu acordă spații mari războiului din Ucraina. Și din păcate nici tonalitatea cu care presa de mainstream abordează războiul din Ucraina nu este neapărat foarte optimistă. Deci nu va conta foarte mult în alegeri. Ar fi contat foarte mult pentru administrația Biden dacă frontul ar fi căzut până în noiembrie alegerile prezidențiale și s-ar fi putut reproșa inclusiv așa, un eșec de politică externă, adică războiul din Ucraina, care oricum îi se reproșează, dincolo de chestiuni care contează politic mai mult în Statele Unite, respectiv Orientul Mijlociu, atitudinea față de Israel și ce s-a întâmplat, ce se poate întâmpla pe relația cu China. Toate astea s-a resuscitat discuția despre retragerea nefericită, necoordonată a trupelor americane din Afganistan și i-ar fi găsit sau ar fi fost puncte de vulnerabilitate pentru candidatul Biden, care ar fi trebuit să fie, dacă ne uităm la ce s-a întâmplat la începutul mandatului, practic cel mai bine pregătit președinte american în materie de politică externă, dată fiind CV-ul, dacă vreți, domniei sale în acest domeniu. Deci da, va fi folosit în campanie, dar să ne așteptăm că lucrurile vor fi decisive sau că acesta va fi momentul decisiv. Oricum este o vulnerabilitate pentru domnul Biden. Oricum, Donald Trump, el însuși a dat un semnal pentru rezolvarea acestei chestiuni, în sensul în care a anunțat că sprijinul pe care Ucraina trebuie să-l primească este un sprijin în formă de împrumut. Asta a fost semnalul pe care l-a dat domnul Trump atunci când s-a întâlnit cu domnul Johnson, șeful Camerei Reprezentanților, cel care a orchestrat până la urmă acest vot, sau mă rog, a redesenat proiectul în așa fel încât să fie votat inclusiv de o parte a republicanilor. Deci a avut inclusiv acordul domnului Trump. A fost, dacă vreți, un fel de consens de la Washington. Dar modul în care s-a negociat, s-a votat acest ajutor, ne trimite mai degrabă la ideea că este ultimul pe care America l-a mai făcut. Deci, practic, din punctul meu de vedere, e poate un consens în care problema, soluția ucraineană să vină mai degrabă în 2025 sau după alegerile prezidențiale. Pare că toată lumea a fost mulțumită cu asta și oricum statul american era supus unor presiuni internaționale, inclusiv în primul rând din partea europenilor, din ce în ce mai dure. Ar fost foarte greu pentru Washington să spună că nu mai face nimic în 2024, pentru că toate s-ar fi spart evident în capul lui. Și din punct de vedere politic, America ca tare nu avea cum să se retragă din sprijinul pentru Ucraina. N-ar fi avut absolut nicio scuză. Pe măsură ce ne apropiem de luna iunie, când va avea loc acea întâlnire, acel summit în Elveția privind pacea din Ucraina, summit la care e greu să credem, e greu de crezut că se va ajunge la o concluzie. Eu am mai spus acest lucru la televizor, să faci niște discuții de pace la care să nu participe toate părțile, fie parte agresoare, fie victimă. E greu de crezut că se va ajunge la vreun acord. Dar rușii deja încep cu tot felul de anunțuri că, domne, niște discuții în acest moment nu sunt, n-ar avea de ce să aibă loc niște discuții de pace. Pe ce putem pune reacția asta a Rusiei? Pe ce bază? Pe faptul că câștigă teren în Ucraina, vedem că anunță zi de zi că au mai cucerit un mic sătuleț, o mică comună, o mică localitate. Apar tot felul de informații îngrijorătoare vis-a-vis de forțele ucrainene. Ieri a apărut informația că se retrag de pe linia frontului. Așteaptă rușii poate să mai câștige puțin teren, astfel încât în momentul în care încep niște negocieri să pornească de pe o poziție de superioritate negocierile respective, sau cum putem interpreta?
Prima chestiune pe care spun este că miza principală a summitului de la, din Elveția în acest moment nu este Rusia, este China. Marile presiuni care se fac pe canalele diplomatice este să participe China. Asta a fost, de fapt, mesajul cancelarului Scholz atunci când s-a dus în China și s-a întâlnit cu președintele Xi. Acesta va fi probabil și mesajul unor oficiali europeni, poate domnul Macron, care și-ar fi făcut un titlu de glorie dacă l-ar fi convins pe președintele Xi să participe la negocierile din iunie. Lucrul ăsta este foarte important. În mai, domnul Xi vine în Europa, vizitează Franța, Serbia și Ungaria. Și din punctul acesta de vedere, domnul Macron trebuie să pună ceva pe masă. Unii au spus, dar nu este nimic oficial, că domnul Scholz l-ar fi convins deja pe domnul Xi să participe la reuniunea din Elveția, luându-i, dacă vreți, farfuria cu prăjituri din față președintelui francez, care va insista și el pe această chestiune. Nu avem deocamdată nicio informație oficială decât speculații. Dar dacă China va participa în Elveția, va fi un semnal politic foarte important și va fi o înfrângere diplomatică a Federației Ruse, fără îndoială. Pentru că ce se întâmplă în Elveția nu va fi o negociere, cum foarte bine ați spus. Nu poți să negociezi atunci când vorbești pe aceeași voce. Va fi însă o arătare a solidarității Occidentului sau statelor prietene a Ucrainei față de Ucraina și vor exprima sprijinul și poate se va întâmpla și ceva mai concret. Dacă China va fi de partea celor state, vom asista la o schimbare, eu aș spune, majoră din punct de vedere strategic. Șansele sigur că nu sunt foarte mari în acest moment. China se află în această dilemă majoră, cât trebuie să se implice de partea Federației Ruse și cât de partea Occidentului. Dilema este majoră pentru că în acest moment nu există la nivel de încredere suficient de multe garanții pentru China. Și s-a văzut asta inclusiv după vizita domnului Blinken, foarte recentă, de la Beijing, unde s-a vorbit mult, dar nu cred că s-au obținut rezultatele pe care le-ar fi dorit, mă rog, cei doi liberi. În termen de încredere, atât timp cât aceasta nu există, în termen de relații internaționale, atât timp cât nu există încrederea, este foarte greu să convingi China să se retragă din sprijinul pe care îl acordă Federației Ruse, pentru că China nu are nicio garanție că dacă ajută, între ghilimele, Rusia să piardă acest război, nu are nicio garanție că cei care vor controla, dacă vreți, în urma unei înfrângeri a Federației Ruse, cei 3.000 de kilometri pe care China îi are cu Federația Rusă, nu se vor transforma în inamicii Beijingului. China joacă un joc extrem de complicat între presiunea occidentală, americană, occidentală și Federația Rusă. Unul dintre elementele care ar putea să schimbe, dacă vreți, sau mă rog, percepția noastră față de asta, repet, ar fi participarea Chinei în Elveția. Asta este singura miză care merită, după părerea mea, urmărită. În rest, nu are nicio semnificație majoră acest summit. Iar în ceea ce privește puterea de negociere, vă aduc aminte că în 2022 a fost o declarație extraordinar de interesantă din punctul meu de vedere al fostului șef de stat major al armatei americane, general Mark Milley, care a spus în pofida curentului internațional că la sfârșitul lui 2022 Ucraina ar fi trebuit să înceapă negocierile cu Federația Rusă. General Mark Milley, care era șeful armatei americane, a spus: ne îndreptăm spre o situație de tip războiul întâi mondial, când la sfârșitul 2014 se știa clar care va fi deznodământul, dar nu s-a negociat, s-a continuat războiul și în loc de 10 milioane, de 1 milion de morți, am avut 20 de milioane. Atunci a spus Mark Milley că rușii, după retragerea rușilor din Harkov, presați de ucrainieni și plecarea lor din Herson, o retragere controlată, Ucraina ar fi trebuit să înceapă negocierea cu Federația Rusă, pentru că era într-o poziție avantajoasă. În pofida spiritului public, nu s-a întâmplat asta, chiar oficialii de la Washington au recuzat sau au respins sugestia generalului Mark Milley. Suntem acum într-o situație în care Ucraina are o putere de negociere mai proastă decât acum un an de zile. În acest moment, practic, Ucraina nici nu se poate pune la masă, pentru că rușii nu vor negocia decât în condițiile lor. Ce se întâmplă acum pe teren este o creștere incrementală, dacă vreți, a prezenței Federației Ruse în Ucraina, câștiguri mici, dar multe, câștiguri tactice, deocamdată nu strategice, dar care s-ar putea transforma în câștiguri strategice. Rușii, atât timp cât nu sunt măcar opriți
nu scos din Ucraina, nu vor negocia decât în condițiile lor. Probabil că o logică acestui ajutor american, consensual aproape aș spune, făcut și de republicani și de democrați, este ca măcar Rusia să fie oprită pentru negociere. Indiferent ce președinte american va fi după 2024, că este domnul Biden, că este domnul Trump, ambilor le-ar fi convenit ca negocierea să se întâmple în momentul în care rușii sunt cel puțin opriți pe teren, în care cel puțin suntem într-un război de uzură, în care nicio parte nu înaintează. Din păcate, în acest moment, rușii n-au fost opriți în Ucraina. Că nu reușesc să înainteze cu viteza care și-ar dori, este altă discuție. În momentul în care nu poți să oprești rușii, nu poți să negociezi decât în termenii Federației Ruse. Asta este marea problemă a negocierilor și pe ruși nu interesează dacă nu se opriți pe front, nici măcar o aluzie de negociere până nu-și vor îndeplini toate obiectivele strategice sau cel puțin câștigarea celor patru regiuni pe care deja le-au câștigat constituțional cum ar fi, trebuie să le câștige și pe teren. Le-au introdus în Constituția Federației Ruse, deocamdată nu le-au câștigat pe teren. Deci miza, dacă vreți, din perspectiva Ucrainei, este măcar să oprească Rusia ca această negociere să se întâmple în condiții rezonabil egale. Deocamdată, din păcate, nu suntem acolo. În contextul acestor câștiguri mici și dese de care spuneați ale rușilor, cum vedeți poziția lui Volodymyr Zelensky pe plan local în Ucraina? Mai ales că sunt vehiculate tot felul de scenarii, sunt numeroși analiști pe plan internațional și pe plan local de la noi din țară care vorbesc de un posibil acord de pace care ar include cedarea anumitor teritorii. Am mai spus acest lucru. În această perioadă numai Volodymyr Zelensky să nu fie. Adică mi se pare într-o poziție foarte complicată cu pierderile de pe linia frontului. Plus că cum ai putea explica ucrainenilor după 2 ani de mobilizare, după 2 ani în care a reușit să-i mobilizeze foarte puternic pe ucraineni, mulți civili înrolându-se în forțele armate și luptând, mulți murind, fiind case distruse, familii distruse, oameni care au pierit pe front, fie soldați, fie civili, unde mai pui pierderile de vieți omenești luate de ruși sau victimele colaterale ale războiului. Și atunci ne întrebăm cum ar putea explica Volodymyr Zelensky ucrainenilor în acest moment, domne, trebuie să renunțăm la o parte din teritoriu ca să punem capăt războiului. Mi se pare o poziție foarte complicată, dar cum o vedeți dumneavoastră? Domnul Zelensky nu mai are în acest moment nicio alternativă. Dacă ar fi organizat alegeri prezidențiale în condiții extrem de dificile, sigur discutabile, în timp de război, dacă ar fi organizat alegeri prezidențiale când cota domniei sale era foarte importantă și ar fi fost ales președinte, sigur că era în acest moment un președinte chiar cu perspectiva unor negocieri de pace. În acest moment, domnul Zelensky nu mai este un președinte care să poată negocia pacea. De ce? Pentru că nefiind alegeri în Ucraina, legitimat de populație, practic. Chiar nu este legitimat de populație, dar alegerile urmează să vină. Deci un domn Zelensky care negociază pace, adică se întoarce cu 180 de grade împotriva pozițiilor pentru care a fost respectat, susținut de ucrainieni ani la rând, sau mă rog, în acești 2 ani de război, nu va mai fi Zelensky, va fi altcineva. Și acel cineva nu va mai fi votat de către populație. Pentru că face complet opus a ceea ce spunea, sau mă rog, a spus că face 2 ani de zile. Deci din punctul ăsta de vedere nu are aproape nicio șansă. Eu nu văd care este capătul carierei politice publice a domnului Zelensky, pentru că dacă nu există o victorie a Ucrainei, adică scoaterea armatei ruse de pe teren, adică ceea ce domnul Zelensky încă definește ca victorie, atunci șansele domnului Zelensky să continue politic în Ucraina, din punctul meu de vedere, sunt reduse. Chiar și în momentul în care discutăm noi, sondajele care se publică la Kiev arată că cota domnului Zelensky este mult mai joasă decât cota domnului Zaluzhny, fostul șef al armatei ucrainiene, acum ambasador în Marea Britanie. Deci dacă vor fi alegeri, domnul Zelensky nu le poate câștiga.
Deci situația din această perspectivă este extrem de proastă. Mai proastă este însă, pe termen scurt, situația cu mobilizarea cetățenilor ucrainieni pentru luptă. Din păcate, tot ce s-a întâmplat, inclusiv discuții la nivel internațional și național, despre neputința Ucrainei de a înainta pe front, despre lipsa de muniții, despre lipsa sau temperarea sprijinului occidental față de armata Ucrainei, n-au făcut decât să descurajeze odată în plus tinerii ucrainieni, care, iată, inclusiv în acest moment, și sunt relatări în presa străină, de la New York Times până la The sau Washington Post până la The Economist, despre faptul că tinerii nu vor să se mai ducă în armată. Nu mai vor să se incorporeze. Și din punctul acesta de vedere, evident că un sfârșit al războiului se poate produce, dincolo de câte arme primește Ucraina, prin faptul că Ucraina nu va mai putea pune pe front soldați. Până la urmă, războaiele de acest tip se decid la nivelul cantității. Câte arme ai, câți oameni ai dispuși să meargă pe front. Din păcate, sau din fericire, sigur, din păcate pentru noi, din fericire pentru ei, soldații ruși încă se incorporează, rațiuni inclusiv financiare, dar și rațiuni de prestigiu, merg pe front, sunt foarte bine plătiți, nu dezertează, își duc lupta în continuare și capacitatea Rusiei, inclusiv fără o mobilizare generală de a trimite soldați pe front, se pare că este mai mare decât capacitatea Ucrainei de a trimite soldați pe front. Și asta este o chestiune pe care nici măcar retorica domnului Zelenski, extraordinar, vreme de 2 ani de zile, nu mai poate modifica. Încurajarea tânărului ucrainean să meargă pe front este tot mai greu de făcut. El știe că 70% sunt șansele ca el să își piardă viața dacă intră la infanterie. Sunt doar 30% șanse să scape cu viață sau măcar să fie rănit. Așa arată statisticile din armata ucrainiană, care se discută cel puțin la Kiev și în presa de acolo. Deci din această perspectivă lucrurile sunt extrem, extrem de complicate. Repet, e o chestiune de moral, e o chestiune de dimensiune non-militară, dacă vreți, a securității, un lucru pe care probabil că încet, încet o să începem să-l discutăm și noi în restul Europei. Degeaba ai 1000 de tancuri Abrahams dacă nimeni nu mai dorește să se urce în ele. Această dimensiune a securității, adică modul în care se angajează cetățenii la un moment dat față de ceva care e statul lor, națiunea lor, ar putea să se, după ce acest război se va fi sfârșit, să declanșeze o dezbatere, repet, inclusiv la nivel european. Nu contează doar armele în sine, contează și disponibilitatea cetățeanului de a le folosi, adică de a se sacrifica, pentru o entitate despre care începem să discutăm din ce în ce mai puțin. Și iată că în termen de securitate, atunci când problema războiului este iminentă, aceste lucruri pe care le-am ignorat vreme de decenii, aș spune, încep să-și arate importanța majoră, aș spune, importanța strategică. Cum vedeți vizita surpriză de ieri a lui Jens Stoltenberg, secretarul general al NATO, la Kiev, o vizită neanunțată, de aceea am numit o vizită surpriză, în contextul în care săptămâna trecută a fost presărată cu amenințări ruse la adresa NATO, la adresa Poloniei mai exact, după anunțul polonezilor că ar fi dispuși să găzduiască armament nuclear pe teritoriul său. Rușii, bineînțeles, au reacționat. Aici putem dezbate din mai multe puncte de vedere. Putem dezbate din punct de vedere al ipocriziei rușilor. A fost un întreg scandal la vremea respectivă cu armele nucleare pe teritoriul Belarusului. Acum amenință Polonia tot pe zona asta de armament nuclear, pe zona de a găzdui sau nu armament nuclear. Cum vedeți vizita lui Jens Stoltenberg? Care sunt mizele ei și cum catalogați amenințările rușilor de săptămâna trecută? Vizita domnului Stoltenberg stă într-o serie de menținere, dacă vreți, inclusiv al moralului Ucrainei și trupelor și populației din Ucraina. Apropo de acest război, domnul Stoltenberg este șeful politic al NATO și din punctul acesta de vedere, ce face un șef politic al NATO este să comunice. Evident că misiunea principală a oricărui șef al NATO este Federația Rusă. Când spui NATO, spui Federația Rusă.
Acum, paranteză, chiar dacă acum discuțiile se leagă de modul în care poți implica NATO inclusiv în Pacific, miza majoră este Federația Rusă. Domnul Stoltenberg s-a dus acolo să dea garanții militare și garanții politice. Suntem într-un moment în care vizi de la Kiev nu mai sunt ce au fost, nu se mai duce lumea într-o proporție atât de însemnată, inclusiv pentru că avem alegeri și e un lucru din ce în ce mai trist, dar perceput de politicienii la nivel european, având alegeri așa de multe în multe state europene dincolo de alegerile europarlamentare, din ce în ce mai puțină lume se duce în Ucraina. Ucraina nu este neapărat cel mai politic sau cel mai pozitiv din punct de vedere subiect pentru o parte a cetățenilor europeni. Și din această perspectivă, domnul Stoltenberg face și un exercițiu de imagine. Domnia sa, pe lângă garanții sau sprijin militar, dă și un sprijin politic, un sprijin moral pentru Kiev, transmițând inclusiv un mesaj populației că Ucraina nu este lăsată singură. De fapt, marea problemă a întârzierii ajutorului american pentru Ucraina a fost că s-a conturat în rândul populației ucrainiene și armatei ucrainene, probabil, și a clasei politice ucrainiene, ideea că Ucraina este lăsată singură. Acest lucru a fost accentuat major de modul în care Occidentul a apărat Israelul împotriva rachetelor iraniene care au căzut, mă rog, au fost lansate 300 împotriva statului Israel, aceleași tipuri, mai mult sau mai puțin, sau bună parte din ele, aceleași tipuri de drone care cad în capul ucrainelor de ani de zile. Pentru Ucraina nu s-a mobilizat la același nivel nimeni, pentru Israel mobilizarea Occidentului a fost exemplară. Vorbim de America, de Marea Britanie, de Franța, dincolo de statele arabe care au fost direct sau indirect de partea Israelului. Acest lucru a generat la Kiev o dezbatere legată de corectitudinea Occidentului, de ipocrizia Occidentului, de faptul că Ucraina nu este tratată de Occident așa cum este tratat Israelul, în ciuda faptului că nu există un acord militar explicit al statelor occidentale cu Israelul, că Israelul nu este NATO, etc., etc. Deci aceste lucruri au stârnit la Kiev o mare discuție și probabil că și oareșcare dezamăgire. Ei, domnul Stoltenberg și alți oficiali occidentali trebuie să se ducă la Kiev să dea asigurări că Occidentul este alături de Ucraina. Sigur, Occidentul nu poate fi alături de Ucraina și nu va fi probabil așa cum a fost față de Israel, adică nu își vor ridica avioanele în aer să apere Ucraina atunci când dronele rușilor se îndreaptă spre teritoriul Ucrainei, dar măcar în măsura în care se poate, Occidentul trebuie să sprijine ajutorul pentru Kiev. Asta este funcția principală, după părerea mea, a vizitei domnului Stoltenberg acolo, pentru că în termen de sprijin militar, sigur, auzim de acest sprijin militar, sprijinul militar cel mai puternic rămâne tot cel din partea Statelor Unite, dar dincolo de sprijinul militar este vorba de sprijinul politic, sprijinul de moral, sprijinul de comunicare care ține de comunicare strategică mai degrabă. Vă mulțumesc, domnule Dungaciu, pentru analiză și pentru dialog. Vă mai așteptăm. Vă mulțumesc. Doamnelor, domnilor, noi am ajuns la final, la finalul acestei ediții. Rămâneți însă pe Prima News și vă reamintesc faptul că mâine și poimâine Prima News este în turul României, campania în care Prima News merge prin țară, întâlnește oameni, află povești de succes sau de mai puțin succes, ai factorilor de decizie, oamenilor, antreprenorilor, de peste tot din țară, unde reușim să ajungem. Programe speciale mâine de 1 mai, la fel și joi. Turul României continuă la Prima News. Rămâneți cu bine, o zi frumoasă!